Un nou incendiu s-a declanșat miercuri seară la Moria, cea mai mare tabără de migranți din Grecia, de pe insula Lesbos. Flăcările au reizbucnit la 24 de ore după incendiul de proporții care a distrus o mare parte a acestui centru de refugiați. Scenele de haos s-au repetat, numeroase familii au părăsit speriate tabăra în timp ce corturile lor erau cuprinse de flăcări. În noaptea de marți spre miercuri, un enorm incendiu a distrus tabăra care adăpostea circa 12.700 de persoane, printre care 4.000 de copii. Insula Lesbos, cu o populație de 85.000 de persoane, a declarat stare de urgență miercuri dimineață. Ministrul grec al migrației s-a deplasat în Lesbos, împreună cu ministrul elen de interne și șeful Organizației de Sănătate Publică, pentru a constata prejudiciile produse de flăcări. Το δεδομένο είναι ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από ετούντες άσυλο μέσα από τη δομή με αφορμή την καραντίνα. Primul incendiu a izbucnit la câteva ore după ce 35 de persoane au fost testate pozitiv pentru coronavirus în tabăra de la Moria. Acestea au fost izolate, însă măsura a alimentat frica migranților că vor sfârși în detenție. Potrivit autorităților elene, cel puțin 3.500 de migranți și refugiați au rămas fără adăpost și au fost luate măsuri de urgență pentru găzduirea lor. We don't know where we're gonna sleep. Our house is burning. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat profunda tristețe, subliniind că blocul comunitar este gata să ajute Grecia.